Sistemul educațional are nevoie de investiții pentru modernizare, astfel încât copiii să poată învăța într-un mediu optim de studiu. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, vine încă o dată în sprijinul cetățenilor. O altă instituție pentru educare și instruirea preșcolarilor, grădinița numărul 19, este în curs de reabilitare. Deci văd că ne permite vremea, lucrăm. Ne permite vremea, sigur. Da, deci acoperișul, când... Păi mâine va fi gata. Astăzi putem scândră, mâine punem tigla. Tocmai de asta am lăsat decopertat, fiindcă a fost locul pe unde am putut urca tigla în pod. Și după aceea intrăm pe interioare, pe nu? Pe interioare, da. Deci parcă avem instalație electrică, termică, sanitară, calorifere, da, da. Noi sau... Noi. Deoarece vremea este una favorabilă, lucrările de modernizare și reabilitare la grădinița numărul 19 din municipiul Drobeta Turnu Severin sunt întoi. Vorbim despre izolația termică a clădirii pentru creșterea eficienței energetice, schimbarea instalației electrice și de incendiu, iar unul dintre cele mai importante aspecte fiind faptul că din toamnă grădinița se va încălzi cu o centrală pe gaze. Întreaga clădire este în momentul acesta în curs de reabilitare. Avem mai multe operațiuni, refacerea instalației electrice, refacerea instalației termice, acelei sanitare, termoizolarea clădirii și cel mai important, sau unul dintre cele mai importante lucruri, din toamnă vom funcționa pe gaze. Am prins o centrală pe gaze, iar în aceeași bani avem și traseul de aducere a gazului către școală, în banii pe care i-am luat de la Uniunea Europeană, pentru că avem o lucrare, o investiție făcută pe bani europeni, vorbim de 2 milioane de lei. Sistemul educațional are nevoie de investiții pentru modernizare, astfel încât copiii să poată învăța într-un mediu optim de studiu, iar edilul orașului face toate demersurile ca acest lucru să devină realitate. La ora actuală lucrăm în plin, mai avem la șarpantă, la învelitoare, de fapt, până mâine. Mâine vom termina restul de învelitoare și intrăm la interior când ne permite vremea. Nu putem pe finisaje, dar în schimb putem lucra la partea de termice, instalații sanitare, instalații electrice. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 2 milioane de lei. Edilul orașului Marius Creciu a acordat de-a lungul timpului o atenție deosebită educației, iar lucrările continuă atât la grădinița numărul 19, cât și la grădinița numărul 29, școala generală numărul 4 și școala generală numărul 11, acestea fiind investiții extrem de importante realizate pe fonduri europene.